Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Isaia și acumuliți, dacă ați fost și la trecută. Seara vom parcurge în paralel cu ciclul nostru din Evanghelia după Ioan o serie de meditații din Isaia. La trecută am fost în capitolul 1, am ajuns până la versetul 21. Până la versetul 20. Astăzi vom începe de la versetul 21 și vom încheia acest capitol. Trebuie să ziceam seara trecută, cartea Isaia este o carte profetică, o carte care țintește ca să atragă un semnal de alarmă pentru poporul lui Dumnezeu din timpul acela, dar cred că este o carte extrem de relevantă pentru noi astăzi. Cred că se poate face un paralel foarte bun între starea poporului de atunci și starea bisericii din ziua de astăzi, așa că cred că semnalele de alarmă care se trag pentru ei atunci sunt valabile pentru noi astăzi. Mesajul central al pasajului în care ne aflăm de la 21 până la 31 se află în versetul 27. Sionul va fi răscumpărat prin judecata dreaptă. Răscumpărarea este mesajul central acestui pasaj. Dar o să vedem că avem ceva pași de parcurs până ajungem la această răscumpărare. Vedem în prima parte, de la versetul 21 la versetul 23, că se prezintă din nou starea spirituală degradată a poporului și a noastră. Apoi vedem de la 24 la 26 că ni se arată judecata și mânia lui Dumnezeu, dar nu spre nimicirea noastră, ci spre pocăință. Și în cel din urmă, de la 27 la 31, vedem răscumpărarea poporului și răscumpărarea noastră și întoarcerea la Dumnezeu. Dar nu oricum, ci prin această judecată dreaptă. Versetul 21. Vezi cum cetatea credincioasă a devenit o curvă. Poporul lui Dumnezeu este reprezentat aici de această cetate. Cetate care pe vremuri era credincioasă față de Dumnezeu, dar acum, spune cuvântul, a devenit precum o curvă. Dumnezeu pretinde de la poporul lui, de la biserica lui, fidelitate perfectă. Uitați-vă cum spune Apostolul Pavel și cum desfășoară el această problemă față de cei din Corint. El spune așa: vreau să acceptați puțină nebunie din partea mea și să aveți răbdare cu mine. Sunt gelos cu gelozia lui Dumnezeu, căci v-am logodit cu un bărbat pentru a vă îmbrățișa ca pe o fecioară curată lui Hristos. Mi-e teamă însă că așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva cu viclenia lui, gândurile noastre vor fi pervertite de la sinceritate și curăție față de Hristos. Căci dacă cineva vine și vă predică un alt Iisus decât pe cel care vi l-am predicat noi, sau dacă voi primiți un alt Duh decât cel pe care l-ați primit, sau o altă Evanghelie decât cea pe care ați primit-o, voi îngăduiți cu ușurință toate acestea. Noi suntem, conform Scripturii, mireasa lui Hristos. Și El, Hristos, pretinde fidelitate perfectă de la noi. Dacă partenerii noștri de viață, dacă soțul sau soția nu s-ar întoarce acasă de seară, ce am spune? Dacă ar întreține relații intime cu alți indivizi în afară de noi, cum am reacționat? Dumnezeu, de ce nu are aceleași drepturi asupra miresei lui? Dacă omul firesc își poate pune întrebarea față de soția lui sau față de soțul lui și poate pretinde fidelitate față de el însuși, de ce Dumnezeu nu poate pretinde același lucru? Tot în versul 21. Odată era plină de dreptate. Dreptatea locuia în ea, dar acum este plină de ucigaș. Vedem că nu era întotdeauna așa starea cetății. Nu era poporul lui Dumnezeu în această stare întotdeauna. Odată era plină de dreptate. Biserica era plină de oameni gata să moară pentru ce este drept.
pentru cuvântul lui Dumnezeu, oameni care au făcut pușcărie, oameni care au fost torturați, oameni care au fost dispuși să sacrifice viața pentru cuvântul lui Dumnezeu, decât să-l încalce. Acum se pare că este plină de oameni gata să omoare pentru tradiția lor, pentru preferințele noastre. Curvim față de cuvântul lui Dumnezeu și dacă cineva ne atrage atenția că nu suntem bine față de cuvânt, suntem gata să-i tăiem gâtul decât să ne pocăim noi. Argintul vostru s-a făcut zgură și vinul vostru este amestecat cu apă. Și ne întrebăm de ce? De ce lucrurile nu mai merg? De ce oamenii nu se mai pocăiesc? De ce lumea nu mai vine la biserică? De ce sunt din ce în ce mai răi? Pentru că ne-am lepădat de Dumnezeu, pentru că păcatul a infiltrat în adâncul nostru, în inima noastră, în mintea noastră, în bisericile noastre, în învățătura noastră, și a transformat ce am avut mai de preț, argintul și vinul nostru, în zgură și apă chioară. Am schimbat apa vie care vine din cuvântul lui Dumnezeu pe lozinci și o apă chioară. Am schimbat argintul și aurul cu care a zidit Dumnezeu pe lucruri trecătoare. Și problema vedem în acest text că este sistematică. Versetul 23. Mai mari tăi sunt răzvrătiți și sunt prieteni cu tâlharii. Toți iubesc mita și aleargă după darul. Nu este vorba doar de omul laic sau de omul de rând aici. Nu este vorba doar de simpli membri în biserici, ci mai mari tăi, cei puși de Dumnezeu să conducă, să păzească, au uitat de Dumnezeu și de cuvântul Său. Și umblă doar după mită și doar după daruri și doar după interese. Din păcate, acest verset descrie așa de bine și biserica din ziua de astăzi. Este un frate mai în serios, mai în glumă, din păcate mai în serios, referitor la problema aceasta de slujire, de păstorire. Expresia care a folosit, ei, o să vezi tu acum ce mare e bătălia la Ciolan. Mai marii noștri așa discută. Mită și daruri. Ciolane și alte probleme. Un alt frate, și îmi permit, pentru că suntem în timpul de familie, îmi permit să vorbesc liber. Înainte, cu câteva săptămâni de a fi votat într-o adunare generală, m-a întrebat, tu ce le-ai dat? Am rămas stupefiat și i-am zis, te rog să-mi clarifici întrebarea aceasta. Tu ce le-ai dat? Eu le-am dat cât am putut și cât m-a călăuzit Domnul Evanghelia, i-am zis. Nu, nu, nu. Alții au dat ajutoare. Alții au dat prăjituri. Tu ce le-ai dat ca să te voteze? Din păcate, fraților, astea sunt realități în ceea ce înseamnă Biserica Evanghelică, Biserica Baptistă din ziua de astăzi și nu sunt doar întâmplări care mi se întâmplă mie. Și tuturor slujitorilor sinceri care sunt suficient de naivi să creadă că Evanghelia este suficient de mare dar încât nu-i mai nevoie de prăjituri sau ajutoare sau ciolan. Nu umblă după prioritățile lui Dumnezeu mai marii noștri. Și îmi pare rău că trebuie să o spun și să recunosc că până la cei mai mari, nu vorbim doar de păstori în biserică, și vorbim de cei care conduc culte și uniuni și așa mai departe. Nu umblă după prioritățile lui Dumnezeu. Textul spune, nu apără pe cel orfan, iar cauza văduvei n-ajunge înaintea lor. N-au timp de oameni, nu sunt interesați să slujească, dar dacă știu că pot și ei să fie slujiți în schimb. Am avut o discuție cu niște frați din conducerea unei biserici în care slujeam și am propus la un moment dat, zic, o acțiune care am putea noi ca să o facem, pentru că Biblia ne spune că văduvele și săracii o să-i avem cu noi întotdeauna și este responsabilitatea noastră. Haideți să mergem la primărie să cerem o listă cu cei mai săraci oameni din oraș.
Și luăm această listă de la primărie cu cei mai săraci oameni și ne gândim câți dintre ei putem să le oferim câte o masă în fiecare zi, câte o ciorbă, de exemplu. Dacă suntem 50 de oameni, cu siguranță, dacă fiecare dintre noi își permite să mănânce o ciorbă, ne-am permite să punem o farfurie în plus. 50 de oameni, 50 cei mai săraci, îi chemăm la noi la biserică în fiecare zi să mănânce o ciorbă, să avem o rugăciune cu ei, să fim o binecuvântare. Am crezut că mi se va atrage atenția că nu avem stare financiară sau că nu ne permitem sau așa mai departe. A fost și astea probleme, dar minore până la urmă. Toată lumea a recunoscut că, de fapt, putem să ne permitem acțiunea aceasta. Țineți minte, stăm de vorbă cu conducerea unei biserici, nu cu sora și fratele din bancă. Dar am fost întrebat. Bun. Dar dacă ei se pocăiesc și să fac membri la noi în biserică, ei ce pot contribui? Nu îl apără pe cel orfan, iar cauza văduvei ne ajunge înaintea lor. Dumnezeu este Dumnezeul văduvelor și a orfanelor, a bolnavilor și a păcătoșilor. Dar e foarte posibil că în ziua de astăzi Dumnezeu, care este Dumnezeu acelor oameni, nu mai este Dumnezeul lor, și anume a mai marilor noștri. Celor care conduc în ziua de astăzi biserici, fie ele ortodoxe sau catolice sau baptiste sau de alte nuanțe, nu mai umblă după prioritățile lui Dumnezeu. Umblă doar după daruri și după mită. Versetul 24 spune: de aceea Domnul Dumnezeul oștirilor, puternicul lui Israel, zice: oh, îmi voi vărsa mânia asupra dușmanilor mei, mă voi răzbuna pe vrășmașii mei. Judecata lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu este inevitabilă. Sunt doar două posibilități. Acum sau după moarte. Știm din Biblie că Domnul îți disciplinează pe cel pe care îl iubește și pedepsește pe orice fiu pe care îl primește. Așa că, fraților, să nu disprețuim mânia lui Dumnezeu. Atât timp cât ea se arată față de noi în această viață, este spre binele nostru. Atât timp cât ea se manifestă acum, încă în viața aceasta, ea este spre pocăința noastră. Încă mai este timp pentru pocăință dacă mânia lui Dumnezeu se revarsă peste noi acum. Pentru că după moarte vine judecata și dacă se revarsă atunci, nu mai este scăpare. Așa de departe de Dumnezeu a ajuns acest popor, încât Dumnezeu se referă la ei ca și fiind dușmani și vrășmași. Îngrozitor să fii un copil al lui Dumnezeu, sau cel puțin să pretinzi că ești copil al lui Dumnezeu, și să ajungi să spună Dumnezeu despre tine că ești un dușman. Cei care aveți copii știți că copiii pot face lucruri foarte enervante și foarte rele. Prostii în casă, să spargă ceva, să... chiar să spună vorbe urâte față de părinți. Și totuși nu cred că niciun dintre noi s-ar întoarce la copilul nostru și ar spune: ești dușmanul meu. Dar așa de departe a ajuns acest popor de fața lui Dumnezeu, încât Dumnezeu spune despre ei: cei care pretind că sunt poporul lui, sunteți dușmani și vrășmașii mei. Mi-e frică, fraților, că aici am ajuns și noi în ceea ce astăzi se numește Biserică Evanghelică sau Biserică Baptistă chiar, ca să fim, fără să știm, dușmani și vrășmași al lui Dumnezeu. Îmi voi întoarce mâna împotriva ta, voi curăța zgura ta așa cum o curăță leșia și voi îndepărta toate impuritățile tale. Dacă suntem cu adevărat al lui Dumnezeu, dacă suntem cu adevărat biserica lui Dumnezeu, El nu ne lasă. El ne pedepsește. Va întoarce mâna împotriva noastră. Va curăța zgura. Cum o curăță leșia? Prin ardere. Dacă ați spus vreodată ceva, eu am fost nevoit ca să caut pe internet cum procedează acest lucru.
dacă iei o bucată de carne și o pui în această substanță, care este în ziua de astăzi folosită în proceduri chimice de curățare industrială, pur și simplu topește carnea de pe os. Va îndepărta toate impuritățile noastre, prin foc probabil. Nu va fi plăcut. Va fi dureros. Dar Dumnezeu o face spre binele nostru. Îți voi face pe judecătorii tăi, versul 26, cum era odinioară, iar pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea ți se va zice, cetate a dreptății, oraș credincios. Uitați răscumpărarea care o caută să o facă Dumnezeu. El nu vrea ceva nou în poporul său. El nu vrea ceva nou în biserica sa. El nu vrea tactici noi și programe noi și stiluri noi și alte lucruri noi. El vrea să ne întoarcem la început, la cuvântul său și să fim din nou ca odinioară. Amin. Doar atunci se va putea spune despre noi cetate a dreptății, oraș credincios. Tatăl meu îmi spunea când eram mai tânăr și am intrat în lucrare, zice, atunci când pregătești o predică, stai, pregătești, te scrieți toate notițele și după aia du-te și ia niște comentarii biblice și citește în ele și vezi dacă în 2000 de ani de creștinism cineva a mai avut aceeași idee ca și tine. Că dacă tu ai o idee nouă, cu siguranță e greșit. Și avea dreptate. Până la urmă, orice teolog bun, orice predicator bun, caută să meargă înapoi pe fir în expunerea lui, să fie în concordanță cu Iisus Hristos și cu apostolii săi. Și orice predicator, orice vorbitor sau orice teolog care nu este în concordanță și aduce ceva nou, este eretic prin definiție. Dumnezeu nu vrea nou. Dumnezeu a făcut lucrurile bine de la început. Amin. Dumnezeu a pus cuvântul său drept de la început. El nu trebuie îmbunătățit. Dumnezeu a creat un plan pentru ceea ce înseamnă răscumpărarea noastră în cadrul bisericii sale și ceea ce înseamnă trupul său aici pe acest pământ și a făcut un plan perfect. L-a descoperit în cuvântul său. El nu vrea ceva nou. El vrea să fim ca odinioară, să fim drepți. Doar atunci se va putea spune despre noi cetatea dreptății și oraș credincios. Cât timp rătăcim după alte învățături, cât timp tânjim după alte satisfacții, cât timp Dumnezeu mai îngăduie să trăiască biserica sa în nedreptate, vom fi asemănați cu o curvă și cu un dușman. Dar vestea bună a cărții Isaiei și vestea bună a Evangheliei este că El poate. El poate să aducă răscumpărare, El poate să restaureze, dar nu va fi un proces plăcut. Va fi un proces dureros. Versetul 27. Sionul va fi răscumpărat prin judecata dreaptă. La fel ca și cei ai lui care se pocăiesc. Dumnezeu nu rezolvă problema păcatului nostru în mod ușor. Cum am face-o noi. El nu discută cu mită și cu nedreptate. Hai că rezolvăm noi problema asta cumva. El este drept până la capăt. Răscumpărarea Sionului, răscumpărarea celui păcătos are loc printr-o judecată dreaptă. Prețul păcatului s-a plătit pentru tine. Iisus a fost drept judecat în locul tău. Tu poți fi răscumpărat pentru că dreptatea s-a împlinit. Și Dumnezeu este drept atunci când aduce răscumpărare față de tine și față de biserica sa. Să nu cumva să crezi că pedeapsa lui Dumnezeu sau mânia sa care se manifestă față de tine acum te îndreptățește cumva față de Dumnezeu. Să nu crezi că dacă ai suferit în viața de acum, meriți să nu mai suferi în viața de viitor. Aceste suferințe, aceste încercări, aceste necazuri sunt doar un semnal de alarmă. Un semnal de alarmă care ne spune că am uitat să prețuim îndreptățirea care Iisus a câștigat-o pentru noi. Și că ne bazăm prea mult pe puterile noastre.
un semnal de alarmă pentru că am uitat să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima noastră și să-L iubim doar pe El cu toată inima noastră. Și că suntem legați de daruri și nu de dătători. Pedeapsa lui Dumnezeu pe acest pământ nu te justifică în viața viitoare. Ea atrage doar atenția la faptul că ai nevoie de justificare pentru viața viitoare. Pedeapsa și suferința de acum nu te îndreptățește în fața lui Dumnezeu. Doar îți atrage semnalul de alarmă că ai nevoie să fii îndreptățit și că dacă nu e justificat, suferința de acum e nimica totul pe lângă suferința care vine. Dar răzvrătiții și păcătoșii vor fi nimiciți împreună. Și cei ce îl părăsesc pe Domnul vor fi mistuiți. Într-adevăr, va fi rușine de stejarii sacri în care vă găseați desfătarea. Veți roși din cauza grădinilor pe care le-ați ales. Căci veți fi ca un stejar ale cărui frunze se ofilesc, ca o grădină fără apă. Cel puternic va fi ca un calț și lucrarea sa ca o scânteie. El și lucrarea lui vor arde împreună și nimeni nu-i va stinge. Acesta este rezultatul celor ce părăsesc pe Domnul. Nimiciți și mistuiți. Atunci va fi prea târziu dacă nu au avut parte de răscumpărarea lui Dumnezeu acum. Dacă nu au avut parte de îndreptarea lui Dumnezeu acum, atunci nu va mai fi nicio speranță. Atunci, într-adevăr, ne va fi rușine. Ne va fi rușine că am găsit desfătarea noastră în alte lucruri decât în Dumnezeu. Vom îngenunchea în fața lui Dumnezeu și vom recunoaște că am curvit față de El, față de Dumnezeul atot puternic. Și că merităm soarta noastră și că merităm judecata Lui. Să știți că la judecată, când vom fi prezentați cu starea reală, cu problema păcatului așa cum este ea, cu faptele și gândurile noastre așa cum au fost într-adevăr ele, ofensivă față de Dumnezeu, nici unul dintre noi nu va putea spune la Dumnezeu că nu merităm iadul. Ne va fi rușine de noi. Nimeni nu va spune că merită să meargă în împărăție și nimeni nu va spune că nu merită să meargă în iad. Cei păcătoși vor îngenunchea în fața lui Dumnezeu și vor spune că este Domn și că judecata Lui este dreaptă și că merită să fie trimiși în iadul cel de foc. Și noi, cei răscumpărați, vom îngenunchea și vom spune că deși nu merităm, este doar prin bunătatea Lui că vom ajunge în împărăția Sa. Mesajul cărții Isaia, capitolul 1, este, dragilor, că încă mai este timp. Că încă El mai mustră. Că încă El azi dezlănțuie mânia Sa asupra poporului Său, asupra bisericii Sale, asupra ta, asupra familiei tale, dacă este nevoie, nu spre osânda noastră, ci spre răscumpărarea noastră în Iisus Hristos. Mesajul cărții Isaia și mesajul acestui capitol este că Dumnezeu este Cel care mântuiește, dar deseori procesul nu este plăcut. Și noi avem o alegere de făcut. Putem să primim cu bucurie mânia și îndreptarea lui Dumnezeu și să ne întoarcem la cuvântul Său. Sau putem să cârtim și să ținem de tradițiile noastre omenești, de dorințele noastre omenești, de preferințele noastre omenești și să ajungem în cele din urmă să ne fie rușine de ceea ce am ales. Dar așa cum am spus, dacă suntem într-adevăr copiii lui Dumnezeu, El nu ne lasă. Așa cum am văzut și dimineață, dacă suntem oile Lui, El vine până la marginile pământului și ne pune pe umerii Lui. Așa că dacă este nevoie, El ne pedepsește. Dacă este nevoie, El dezlănțuie mânia Sa asupra noastră. Și o face din dragoste spre binele nostru, pentru că El pedepsește orice fiu pe care vrea să-l primească.